Ionescu la limba română. Clasa de filologie demonstrează încă o dată că nu este numai o clasă de poemi, suflete de artiști, de altfel aceștia există și sunt foarte talentați, ci și o clasă de viitor juriști și avocați, care cu siguranță ne vor reprezenta pe noi, dascălilor dragi, care ne-am străduit să se descopere și să se redescopere zi de zi, pentru a simți și noi, profesorilor, că le-am fost de folos în acest minunat edificiu de învățământ, pentru aceia care, într-adevăr, pentru a munci au venit la Sava, aș vrea să ne recompenseze cu reușite pe măsură, conform aptitudinilor și inclinațiilor în domeniile care se potrivesc. Succes clasa a 12-a G, vă urează dirigintele profesor Monica Dună. Spioni antrenați pentru viața academică. Iată echipamentul de bază. Guțu, Dex și gramerul. Era să uit. Și casca. Thank you.
Ai mondiale. În continuare, bolșevicii s-au prăjituit ca răzor. Liderii adevărat sunt adușori în complot. Măi copii, voi veniți la școală ca o floare? Hai, dăm și noi o trezire și o încătare tare. Tare. Obținerea 0-25-ului. Pilogocii luptă pentru această piatră filozofală a umanității. Se spune că ei încă mai încearcă.
clasa noastră a 12-a G. Vorbele de acum au rolul de a ne aminti, atât nouă cât și dumneavoastră, faptul că în tot acest uragan de sentiment pe care le experimentăm acum, noi, de fapt, trăim și cea mai tristă despărțire de până acum. La început, cei 4 ani care ne despărțeau de gloriosul moment al absolvirii erau formați din minute rămase până la pauză și zile până la vacanță. Toate acestea se transformă pe nesimțite în semestre și ani, iar noi calculăm acum anii cu stătăcia de filologi cei drept, în prieteniile dobândite, în setele și toate momentele în care împreună părea că suntem de neînviți. Ne aduc astăzi aici toate nopțile nedormite din cauza testelor, toate lucrările pe care le-am scris, cărțile pe care le-am citit și lecțiile pe care le-am învățat, chiar dacă nu toate au fost citite din manuale. Acum suntem absolvenți și primim încrezători spre viitor, cu toate că este foarte greu să ne desprindem de prezent. Purtăm toată recunoștința noastră pentru profesorii care ne-au învățat cu dăruire, talent și mulți de răbdare. Le mulțumim totodată și părinților și tuturor celor care, direct sau indirect, ne-au ajutat ca noi astăzi să ne putem numi absolvenți. Îi mulțumim în mod special uneia dintre cele mai energice prezențe pe care o poate fi cineva vreodată, o persoană care a reușit să ne lărgească orizonturile și, în același timp, să facă ca lumea să pară mai mică și mai ușor de cucerit. Doamna Monica Dună, pe care o chemăm aici. Psihologi, polițiști și vreo 27 de avocați, vom întâmpina viitorul cu capul sus, cu inima deschisă și cu un strop din mândria extraordinară de a fi zavist.